Doamnelor și domnilor, așteptam această întâlnire, tot așa ambuteiajul, elicopterele din București ne-au încurcat. Anca Dimanche este alături de noi într-o întâlnire absolut fabuloasă, pentru că veți vedea exact care sunt lucrurile care vă pot ajuta să vă fie mai bine. Feng Shui, obiecte care au încărcătură energetică, acum cu Anca. Bun găsit, Anca! Bine v-am găsit, Cristi! Bun, ce avem noi aici? Avem multe. Avem pentru prosperitate și pentru dragoste astăzi. Te rog. Pentru deblocări pe prosperitate, pentru deblocaje în dragoste. Sunt două aspecte total diferite și, ce să vă spun, niciodată nu se îmbină acestea două. De ce? Într-un fel de energie ne mișcăm când vorbim despre prosperitate, în alta despre dragoste. Așadar, trebuie să știe telespectatorii noștri că există două sectoare foarte importante în casă. Sud-vestul, pentru dragoste, chiar pentru căsătorie, este și sectorul mamei, este și sectorul stăpânei casei, deci sectorul care le ajută pe femei, iar sud-estul, deci aici avem de-a face cu sudul, da? Sud-estul este sectorul prosperității casei. Dacă în anul respectiv ajunge o stea negativă, o stea malefică, o energie nebenefică într-unul dintre sectoare, ne afectează pe toți. În acest an, ce să vezi, sectorul prosperității este cel mai afectat. Este afectat de steaua 5 a dezastrelor și distrugerilor. Asta înseamnă că e un an greoi, în care lucrurile se mișcă greu pe planul prosperității și numai cu muncă susținută se poate face treabă și poți să câștigi bani cinstiți și care să îți dea un rezultat favorabil în final. De asta trebuie să ajutăm sectorul. Trebuie să îl protejăm și trebuie să-l ajutăm. Cum îl ajutăm? Cu plante. În primul rând, plante. În sud-est. Da. Plante vie, evident. Nu plante artificiale. Cea mai bună plantă, o să zică lumea că le fac reclamă, este Pachyra aquatica. Este planta prosperității. Noi am mai vorbit la tine în emisiuni. Da. Este planta aceea cu tulpina încolăcită și mănunchiul de frunze care se formează este de 6 sau de 8. Așa cresc ele. 6 este simbolul prosperității în viitor, 8 este cifra, sau de fapt, hai să nu vorbim de cifre, că aici nu e vorba de numerologie, e vorba de Feng Shui, este energia prosperității. Deci, și pe lângă aceste plante, să spunem, și mai sunt și altele pentru aducerea abundenței, există remedii. Noi ne ajutăm cu aceste remedii pentru că schimbăm vibrația sectorului pentru întreaga familie, pentru întreaga casă sau pentru întregul spațiu de lucru. Adică îi ajută pe toți acolo. Dacă sunt 100 de oameni care lucrează, toți vor fi ajutați. Asta este frumusețea. Sigur că mai există multe altele în Feng Shui. Există culorile pe care să le alegem conform amprentei. Există amplasarea mobilierului și eventual materialele pe care le folosim pe lângă culori. Adică dacă folosim lemn sau folosim mai mult metal. Dar acestea nu le putem repera decât dacă calculăm amprenta. Ori noi nu putem să facem asta în emisiuni, pentru că fiecare spațiu are absolut o altă orientare și o altă amprentă. Așa este. Amprenta energetică ne referim. Sigur. Dar avem remediile. Și remediile, negreșit, ne ajută în orice situație și dacă avem o amprentă benefică, pentru că vor potența stelele bune și energiile bune acolo. Iar dacă nu avem o amprentă benefică, tot ne ajută pentru că deblochează și pentru că activează și ajută sectorul. Așadar, remedii pentru prosperitate în sud-est, în casă sau la locul de muncă. Deci orice spațiu va beneficia de ele. Sunt mai multe. Eu am să vă prezint astăzi câteva, să spun, de bază. Așa. Pentru aducerea abundenței este un remediu. Se numește, știți jetoanele acelea la casino? Da. Ia uitați ce calcul are aici. Aha. Este un simbol foarte puternic, să știți, de aducerea abundenței, de a nu ne mai scăpa printre degete. Deci, pentru a veni mai repede către noi, sigur, atunci și când o merităm, că dacă facem prostioare și lucruri ilegale, atenție, nu, remediile nu ne vor ajuta în cazuri de ilegalități și de șmecherii. Asta trebuie să Interesant. Spun. E foarte important, pentru că ele, ce să vezi, au mantre pe ele. Și mantrele sunt mai puternice decât niște rugăciuni. Sunt foarte, foarte puternice în domeniul spiritual, în toate aspectele spirituale. Deci noi nu putem să ne păcălim singuri sau să-i păcălim pe alții. Nu avem voie să facem acest lucru. În orice caz, și dacă faci prostii, nu te ajută. Nu te vor ajuta. Ele rău nu-ți vor face. Okay, din fericire, perfect. Nu se întorc împotriva noastră. Dar, așa, acest remediu se va amplasa așadar în sud-estul casei. Dacă în sud-estul casei avem baie sau bucătărie, exclus să le așezăm acolo. Trebuie așezate neapărat într-o cameră de zi. Adică living, dining, hall chiar,
nu e greșit un birou, niciodată în dormitor, deci remediile pentru nu folosiți bănuți și alte chestiuni, nici măcar pușculița copilului, dacă puteți, nu o așezați în dormitor. Pentru că dormitorul este pentru liniștirea sufletului nostru, pentru dragoste, pentru armonizare, pentru sănătate, deci remediile de sănătate și de dragoste se pun în dormitor, dar niciodată cele pentru aducerea bogăției. Tot în aspectele acestea sunt cuferele bogăției, le vedeți aici pe masă. Ele întotdeauna... și cel auriu din față, da? Da, să știți că mai sunt și alte culori, pentru că fiecare își alege cu ceea ce simte, da? Sau ceea ce îi se potrivește conform chartului personal, care sigur urmează să fie calculat, sau amprentei din casă. Și cuferele acestea trebuie puse câte două, de aceea v-am adus două. Două. Au o ușiță care se deschide, foarte important aspectul, deci nu stau așa acolo. Așa. Noi vom așeza în fiecare din ele 8 monezi de o unitate. 8 este steaua prosperității, este energia care aduce prosperitatea. Deci 8 monezi de un leu, cum ar fi? De un leu nu putem, pentru că e un leu din hârtie la noi, dar așa. Avem un ban românesc, este cel mai grozav. Un euro. Sau un euro, pentru că are argintiu și auriu, dar banul românesc este doar auriu. Și nu, nici nu ne costă prea mult, trebuie doar să facem rost de el și, atenție, nu împrumutați acești bani, trebuie să fie un rest dat de la un magazin sau să fie cumva în casa voastră pentru a-i așeza. Da, deci vă trebuie interesant. 16 bani în total. Apoi, există mangusta prosperității care, pe spatele acesteia, are tot felul de simboluri, vreau să vă spun, pentru aducerea prosperității. Mangusta este simbol tradițional clasic de mii de ani în Feng Shui pentru aducerea bogăției. De aceea există remedii de genul acesta, cu bivolașul, și multe cu bivol sunt, nu vi le-am adus pe toate, care vin cu șobolanul sau mangusta pe creștetul capului bivolului. Bivolul este cel care aduce munca și aduce concentrarea și inteligența și, cum să spun, un reper pentru șobolanul care vine cu prosperitatea. Da? Deci șobolanul vine cu ideile, cu planurile puse la cale și bivolul vine și le îndeplinește în final. Îndeplinește. Deci este un tandem. Acolo acest bivol este mai complex, pentru că de asta vi l-am adus, este pe bani, dacă observați, pe bărcuțele de bani, care aduc prosperitatea și este inscripționat cu mantre. Nu a mai fost nevoie pentru aducerea mangustei pe creștetul capului acestuia. Foarte tare. Iar copacul prosperității, v-am spus, nu vi l-am adus pe toate, sunt vreo trei feluri de copaci ai prosperității. Hai să vedeți copacul, dragi prieteni. Copacul prosperității este copacul care aduce veștile bune pentru bani. Este plin de păsări, dacă observați, se numește copacul prosperității cu 100 de păsări, care sunt viu colorate și întotdeauna țineți minte când pe balconul dumneavoastră sau pe la pervaz vă vin mai multe vrăbiuțe sau alte feluri de păsări, să știți că aduc vești bune despre abundența casei. Deci, hrăniți-le dacă puteți, nu am spus despre porumbei, atenție, am spus despre alte păsări, pentru că ele sunt, să știți, un simbol al prosperității și un semn că vine o veste bună către voi. Deci nu le alungați. E, tot acum să rămânem cumva așa în... Vorbeam despre păsări. Iată că și dragostea se folosește de fie rațe mandarine, ați mai auzit despre ele, da. Fie despre cele două păsări care aduc dragostea. Întotdeauna păsările aduc vești bune legate de mai multe aspecte. Unul dintre remediile pentru dragoste, care trebuie așezat de data asta în sud-vestul casei sau în dormitor, ideal în sud-vestul dormitorului, dacă se poate, dacă nu cunoaștem punctele cardinale, nu ne stresăm, îl punem în dormitor unde simțim noi, se numește simbolul dublei fericiri cu cele două păsări. Vedeți că păsările se uită una către alta, nu merg fiecare pe direcția ei separat. Este un material bun care rezistă și la ei se numește luli în Asia, pentru că e un gen de combinație între sticlă și altceva, tocmai ca să nu se spargă ușor, ca să putem să-l ținem o viață. Acest remediu, spuneam, se așează în dormitor, poate fi la capul patului, nu contează foarte mult. Important este să fie ori în sud-vestul casei, ori în dormitor. Se mai amplasează aceste remedii pentru dragoste, vorbim despre toate, acolo, în sectorul în care vom avea steaua 4 a dragostei în anul respectiv. Și noi, și aici, în emisiuni, mai prezentăm, le vedeți și prin calendarele noastre, unde, cum zboară aceste stele anual. Adică, la începutul anului, noi aflăm unde se așează steaua dragostei în anul respectiv pentru toată lumea. Dacă noi
ținem cont de aceste sectoare, să știți că acestea acționează foarte rapid. Noi nu putem să amplasăm remediile ca pe niște bibelouri pe oriunde ni se pare nouă. E bine să folosim sectoarele sau măcar camera în care se pot pune ele, știți? Deci remediile pentru dragoste ar fi bine să fie amplasate în dormitor, este... Deci mai... în dormitor. Da, da. Dragoste că în dormitor se întâmplă, nu? Băi, în general, așa, adică acum, mai sunt sigur, și case, o să da. Fie cazuri cu garsoniere care n-au spațiu, care... deci ne întâlnim cu foarte multe situații. Nu este timp într-o emisiune să descriem ore întregi de situații, că ne lovim de foarte multe. Vreau sunt să oameni spun... care au 5 dormitoare. Și asta, și asta e adevărat, dar unul singur este, vezi, doamne, cel matrimonial. Da. Însă, pentru cei care spun, domnule, nu am spațiu, să știți că numai dacă nu vrem, nu facem spațiu. Deci, întotdeauna dormitorul trebuie să nu fie vizitat de musafiri, nu au ce căuta acolo, asta este important să știm, nici măcar frații sau surorile. Este o chestiune intimă, este camera care ar trebui ținută cât mai curată, în primul rând, și în care să pășim numai noi, familia. Deci cei care locuiesc în acea casă. Nu vine și prietena în dormitor, hai să schimbăm o vorbă. De ce spun asta? Pentru că energiile se amestecă și tot timpul trebuie făcute curățări după aceea. Fiecare vine încărcat cu o anumită energie. Mai agitat, mai liniștit, mai fiecare cu probleme. Haideți să continuăm. Te rog. Pentru cei care nu au nicio relație și își doresc din suflet să aibă pe cineva stabil, o relație fidelă, o relație armonioasă, deci cineva pe sufletul lor care să se potrivească, să fie compatibilitate, există niște remedii țintite pe zodii. 4 sunt la număr. Nu este greu. Trebuie să-ți cunoști triunghiul din care faci parte, triunghiul de alianță al zodiilor din care faci parte ca zodie anuală. Deci, noi suntem născuți într-o chinezească. Astrologie chinezească. Nu e greu pentru că informațiile deja se găsesc și absolut. Pe internet, și la noi pe site, și la în emisiunile acestea. Deci, există informațiile corecte. De exemplu, uite, eu sunt tigru, da? Tigrul face parte din triunghiul de alianță tigru cal, câine. Pentru acest triunghi de alianță, deci pentru nativii născuți în an de tigru, cal, câine, există un remediu care aduce dragostea către tine. Și să știți că e un remediu care, într-adevăr, totul se petrece destul de repede. Așa. Aviz amatorilor, cei care sunt în relații total nefavorabile lor și ei știu lucrul ăsta, ar vrea în sufletul lor foarte adânc să scape de acea relație și nu au curajul, remediul te ajută să te desparți mai repede. Se întâmplă ceva și te desparți. Deci asumați-vă această responsabilitate. Deci fiți pregătiți pentru asta. S-a întâmplat, știm cazuri, sunt destule. Și imediat după aceea vei întâlni o persoană mult mai potrivită ție. Dar trebuie să ai curaj. Pentru că sunt foarte mulți care stau în relații toxice și nu au curajul să se despartă de frica singurătății. E adevărat. Deci acesta este pentru triunghiul de alianță tigru-câine-cal. Se așează în estul dormitorului. Poate într-o emisiune viitoare o să explicăm foarte pe scurt cum se măsoară, atât de simplu. Și da. În dormitor și în casă. Pe telefon. Puneți aplicația așa, cu busola magnetică. Busola magnetică, pentru că telefoanele smart, unele, vin cu o busolă care ne arată nordul geografic. Atenție! Ne trebuie nordul magnetic. Haideți să vedem un alt triunghi de alianță, și anume iepurele, oaia și mistrețul. Așa. Fac parte din triunghiul diplomaților. Ei au nevoie de acest șobolan, știu că e cam plin de șobolan, simpatic, nu să îl dorim prea mult, dar credeți-mă pe cuvânt că ăsta este pentru dragoste. Este șobolanașul albastru, este plin de cristale albastre. Țineți vorba un pic pentru că mergem repede în studio Focus. Andreea Bereclanu ne spune ce urmează. Senzațional! Hai să vedem și alte remedii importante de la Anca Dimanche. Haideți să continuăm cu zodiile. Mai există încă 2 triunghiuri de alianță pe care nu le-am menționat, și anume bivolul cu șarpele și cu cocoșul, care au nevoie de calul roșu. Calul roșu pentru dragoste. Să știți că acestea vin umplute cu cuarț roz, cu chipsuri de cuarț roz, fiindcă este cristalul dragostei. Calul roșu trebuie amplasat în sudul dormitorului, nu oriunde, în sud. Dar să știți că dacă l-am plasat corect, chiar se simte. Adică încep lucrurile să se miște. Iar cocoșul auriu rămâne pentru ultimul triunghi de alianță, și anume șobolan, dragon, maimuță. Nu le-am luat chiar în ordine triunghiurile, nu contează, pentru că acestea sunt. Da. Și cocoșul auriu se amplasează în vestul dormitorului pentru nativ șobolan, nativ dragon și nativ maimuță. Mai este o plăcuță care a apărut mai nou și care are un simbol extrem de important din planul spiritual, și anume iepurele cu zeița lunii se numește. Dacă observați, pe lângă
pe lângă acest simbol există o mantră, de fapt sunt două mantre, pentru dragoste, pentru aducerea situațiilor de dragoste, de iubire necondiționată în cuplu. Cum se amplasează acesta? Simplu, în sud-vestul dormitorului sau în sud-vestul casei. Sau în sectorul în care cade steaua 4 în anul respectiv, steaua dragostei. Acest simbol este atât pentru oamenii singuri, ca să le aducă dragostea, deci e mai complex, cât și pentru oamenii care se află într-o relație de cuplu bună, frumoasă, dar doresc să știe că ea este permanentă, că este fidelitate acolo și că este stabilitate. Deci aduce și stabilitatea. Iar cufărul dragostei, de asemenea, este pentru oameni, atât oamenii căsătoriți, cât și cei necăsătoriți, care își doresc poate o căsătorie sau își doresc ca dragostea să dureze, are două inimioare. Există și pe argintiu și pe auriu. Dacă sunt fani auriu, există. Acesta va fi umplut tot cu cuarț roz. Îl primiți așa, cu cuarț roz. Deci nu trebuie să puneți voi. Ultimul din cele pe care eu vi le-am adus astăzi pentru dragoste este piersica dragostei. E de fapt bobocul de piersică pentru oamenii singuri, mai ales pentru cei care își doresc o relație și își doresc o relație permanentă. Să știți că se deschide, este o deschidere magnetică, iar aici punem o dorință. Sună ritual, dar așa și este, dar nu e nimic rău să ne punem o dorință pentru dragoste. Eu am adus aici ceva pentru tine și soția ta care sunt pentru prosperitate și anume sunt niște amulete pentru prosperitate și protecție. Să știți că există și amuletele pentru a vă ajuta și a le purta cu dumneavoastră. Am înțeles că acasă trebuie să le pui pe sare sau ce trebuie? Da, trebuie puse toate remediile pe sare sau curățați-le în bolul tibetan pentru cine se pricepe. Acesta este copacul abundenței de anul acesta. Da, cu fructe roșii. De ce? Cu fructe roșii pentru că roșul, focul, reprezintă elementul abundenței în acest an. Am înțeles. Și ăsta îl dau Oanei sau eu? Acesta o să alegeți voi. Cine are mai multă nevoie? În general, femeile. Iar celălalt remediu este pentru, într-adevăr, mai mult pentru doamne și domnișoare. Este lăturarea obstacolelor cu tara verde. Tara verde este extraordinară ca în plan spiritual. Este un deblocaj, inclusiv mantra, pentru înlăturarea obstacolelor de orice fel. Colegele mele voiau să știe de ce nu trebuie să dormi sub grinzi. 30 de secunde. Grinzile sunt săgeți otrăvitoare, așa se numesc șarciuri și în primul rând că ne aduc probleme de sănătate. Dacă nu avem sănătate, nu o să avem nici dragoste, nici prosperitate. Ne taie și nu e bine numai să nu dormim, e bine să nu stăm la televizor sub grinzi, dacă mă întrebați, e bine să nu prea mâncăm sub grinzi, nici să ne desfășurăm activitatea la birou sub grinzi, pentru că ele vor apăsa, va fi o apăsare pe noi și în cazul în care dormim și sunt grinzi, vă dați seama că este ca și când te taie cineva. Asta se întâmplă, să știți, și apar afecțiuni pe regiunile respective, mai devreme sau mai târziu, dar de obicei destul de repede apar, cam într-un an apar afecțiuni. Mulțumesc foarte mult, Anca Dimancea, domnule și domnule. Cred că a fost poate una dintre cele mai palpitante și interesante pentru voi părți de emisiune. Ne vedem și săptămâna viitoare, încă două săptămâni în care mergem la mare și vă arătăm toate nebuniile acestei veri. Mulțumesc!